Meciul de sâmbătă la ora 19 cu CSM Ioveni îl prefațăm împreună cu antrenorul principal Nicolae Constantin și cu unul dintre jucătorii echipei, cu Iulian Marius Cioiu. Se creează șocul ăsta, tot vorbim despre el. Sper să nu fie de bun augur pentru ei. Pentru mine săptămâna asta a fost o săptămână destul de dificilă pentru că a trebuit să gestionăm succesul de la Craiova, să reușim să-i ținem pe jucători cu picioarele pe pământ, concentrați pentru meciul de sâmbătă cu echipa Mioveniului, care n-a început foarte bine. Și aș cataloga ca fiind unul din cele mai grele meciuri pe care le-am avut de pregătit până la momentul ăsta. Da, cred că va fi un meci destul de dificil. Nu, în niciun caz nu trebuie să ne gândim la punctele acumulate până în acest moment făcute de Mioveni sau de locul în clasament, fiindcă dacă vom face acest lucru, va fi o greșeală. Trebuie să fim concentrați și conectați pe tot parcursul celor 90 de minute și sper eu și cred că vom reuși să câștigăm sâmbătă. Mai vorbit cu băieții mai vechi care au lucrat cu Stoica? Nu. De ce? De ce n-am vorbit? Stoican a fost, cred că, ieri anunțat, nu? Azi ne întâlnim prima oară. După. Probabil o să mai întreb în stânga, în dreapta, da. Ai considerat echipa lui Niavoz, nu? Te bucură, dar te și preocupă așa, apropo de ce ziceai mai devreme? Cum? Cine? Petrolul. Mai avem un pic din luna august. Nu știu dacă putem să ne considerăm echipa lunii august. Am reușit să strângem puncte și asta contează cel mai mult. Îmi doresc și de aici înainte să strângem puncte. A fost vorba de a stăpâni și jucătorii care sunt nemulțumiți că nu și-au primit banii? Încă nu cred că suntem la momentul ăsta cu jucători nemulțumiți. Avem o promisiune că săptămâna viitoare o să-i achităm un salariu. Primele de joc sunt achitate la zi. Nu cred că suntem cea mai... Câte salarii sunt? Două salarii în momentul ăsta. Va fi totul un 0? Nu știu ce să zic. Nu contează exact dacă va fi un 0 sau care va fi scorul neapărat. Sper eu să fie cu victorie pentru noi și să luăm cele 3 puncte. Anii așteaptă un joc mai consistent din partea ta, mai ales pe partea ofensivă. Pase de gol. Da, într-adevăr, n-am reușit să ofer asisturi sau să marchez până acum, dar sper să o fac de aici înainte, sper să joc cât mai bine, să-mi ajut echipa să ne îndeplinim obiectivul la fiecare meci. Și... Domnule Nae, vreau să vă mai zic, ce părere aveți despre ultimii doi veniți, mă refer la Manzala și la Matraus, așa? Ce impresii v-au lăsat? Matraus e de o lungă perioadă cu noi, nu e nou venit. E un jucător pe care ni l-am dorit, doar că se întârzie cu actele. Trebuie să fie declarat liber de contract? Săptămâna viitoare are un... Îl așteptăm, e apt, se pregătește, sunt sigur că ne poate fi de ajutor. Manzala, un jucător cu un CV bun. Acum 4 ani jucam prima ligă în Franța, multe meciuri jucate la Liga a doua în Franța, transfer în Turcia la prima ligă, dar unde a jucat mai puțin, un jucător cu calitate care la fel cred că o să ne ajute pe viitor. Din locul propus la Târgu Jiu, în mod normal acum ar trebui să dispară doi, odată cu venirea lui Tachea și a lui Gico. Care sunt cei doi care vor dispărea? O să-i vedeți sâmbătă. N-aș putea să vă spun de azi, pentru că mai sunt două zile, două antrenamente de făcut, se poate întâmpla orice. Manzala e un pic în urmă cu pregătirea? Cu siguranță, da. Cum ai trăit cele două meciuri din Loza? A fost rău? Da, cred că a fost un pic mai bine decât pe bancă, pentru că se vede mult mai bine de sus. Greu a fost că n-am putut comunica, n-am putut să transmit ce am avut nevoie, dar v-am spus că am avut temele bine făcute și oamenii care au fost pe bancă, colegii mei, au reacționat bine de fiecare dată. Mai spuneai recent că vei trimite un colaborator
vadă meciul de sus, pentru că se vede mai bine. Da, cred că e o idee și o să vedem la meciul ăsta. Și la alte echipe treaba. Da, dacă putem să... Nu m-am gândit încă, o să le discutăm noi între noi aici. Poate Marinescu? Da, există și varianta asta. Mare sper la mai mult de 10.000? De oameni. Da. Sper, vă dați seama că au fost alături de noi la fiecare meci, și acasă și în deplasare, și ne ajută. Ne sprijină și sunt alături de noi și pe această cale țin să le mulțumesc și sper să fie un număr cât mai mare și la acest meci și să-i facem bucuroși sâmbătă, să luăm cele 3 puncte. La un asemenea parcurs al echipei? Da, să știți că da, m-am gândit, fiindcă am creat aici o familie frumoasă, un grup unit și am reușit până în acest moment să facem, să adunăm niște rezultate foarte bune și sperăm să o ținem pe această linie, dar trebuie să rămânem capul jos, să muncim zi de zi, tot mai mult, fiindcă campionatul este lung și greu, într-adevăr. Marius, ai o superstiție legată de cireturile din culori diferite? Nu. N-ai greșit punându-le? Nu, am greșit, nu. Așa le-am pus, mi-a plăcut când mi-am cumpărat aceste daci. Am zis că dă bine în contrast. Cu ce îți place să tragi cel mai mult? Cu alb sau cu negru? Cu negru. Pe pestare? Meciu? Prudent. Nu mai știu cum o să încep, că tot îi supărăm pe oamenii ăștia, deci cum contra lor. O să încep cum cred eu că e mai bine. Da, tot ce-mi doresc e ca la final să avem 3 puncte. Înaintea surprins, într-un fel, reacțiile unor antrenori legat de stilul de joc? Neplăcut, da. Pentru că eu cred că e loc de mai mult respect. Căutăm de fiecare dată să ne găsim alibi în alte lucruri, nu în alea pe care noi nu le facem bine. Dar unii sunt mai vedete ca alții. Da. Am văzut acum după ultima etapă, un antrenor care câștigase și îl lăuda pe antrenorul care pierduse că a jucat ofensiv. Și stăteam și mă gândesc cât de fericit poate să fie antrenorul care a pierdut, că laudă, dar de fapt el pierduse și despre asta e vorba. Nu? Am adus jucătorii pe care noi am considerat că putem să-i aducem, că ne sunt necesari, pe care noi ni-am permis în momentul ăla. Încercăm să scoatem maxim de la fiecare meci, indiferent de numele adversarului. Ne-a ieșit până acum, jucând mai închis, jucând organizat, spun eu. Se vorbește mult de antifotbal, dar antifotbal înseamnă să tragi de timp, să te tăvălești pe jos, să iei cartonașe pentru trageri de timp. Noi n-am luat un cartonaș la ultimul meci, nici pentru faulturi, nici... N-ați văzut jucători de ai noștri stând cu cârcei și cu să intre. Despre asta vorbim, dar